Bună și bine ați revenit pe canalul meu Îngrijire Flori. În acest episod vreau să fac ceva nou pentru mine și totodată și pentru dumneavoastră, pentru că am hotărât să vă arăt ce vreau să fac în ideea de a vă da un, o, un indiciu de a vă, poate de a vă face și dumneavoastră, pentru că acest, ce fac eu acum, acest lucru, este practic o decorațiune Sper să fie să mi iese foarte frumoasă, destul de frumoasă, pentru că m-am inspirat de undeva am văzut acest lucru și priviți ce vreau să fac și ce am cumpărat. Ce am eu aici, am pământul. Florile, am niște floricele, pot să spun că sunt niște suculente practic perene, acestea rezistă peste iarnă afară pentru că dispar pe timpul iernii și primăvara priviți-le cum sunt ele acum, cât de frumoase s-au făcut iar aceasta rezistă pe parcursul iernii inclusiv sub zăpadă, adică și la îngheț nu are nicio problemă, a fost ceva mai, mai practic, mai veștejită, mai ofilită dar venind primăvara, ea și-a revenit acum ce este de de văzut, ce vreau să, vă, ce vreau să fac eu. Priviți, am cumpărat acestea, aceste colivii, pot să spun, sunt extrem de drăguțe, de frumoase. Sunt uh, două într-un uh, într set, priviți, se desfac. N-am știut nici eu că sunt două. Bine, atunci când le-am cumpărat am văzut că sunt două Două cutiuțe din acestea sunt foarte decorative. Iar eu ce vreau să fac, vreau să fac ceva, un ornament natural care rezistă pe parcursul întregii veri și să-l agăți undeva în exterior. Așa că ce pot să spun eu acum este că pot să vă spun cum îl fac. Am luat decizia să vă spun cum îl fac și la final. În următorul episod vreau să vă arăt cum a ieșit, pentru că m-am gândit că dacă, dacă stau să-l fac în timp ce filmez, am zis să nu vă rețin prea mult, pentru că oricum durează și totodată am vrut să nu mă grăbesc cu, cu ele punând aceste plante, pentru că vreau să pun și pe aici, pe lateral, aici sus, faptul că are acest capac numai bine îmi dă voie să plantez. Și ce este de făcut, ce Puteți și dumneavoastră să faceți, am cumpărat această plasă, priviți, am cumpărat o plasă care eu îmbrac interiorul îmbrac interiorul aceste, acestor cutiuțe pentru a nu pica pământul. Și păm -ă, această plasă este plasa din aceea de umbră, o dau în două, ține pământul și plantele am să le pun aici sus și pe laterale chiar și, cred că și în fundul ghiveciului, pentru că undeva am să le, am să le agăț așa. Așa că de această dată închei aici și următorul video va fi în ziua următoare. Am să vă arăt ce, ce mi iese. Eu am să iau plante de aici, cred că am să le folosesc pe toate, mai ales asta este mai puțină. Și v-am spus în episodul următor puteți vedea ce mi-a ieșit. Eu vă las și ne revedem în următorul video cu ornamentele noastre. Sper să fie destul de frumoase să vă placă. La revedere!